Președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, a prezentat într-o conferință de presă rezultatele recentului audit desfășurat la Aeroportul Internațional Iași. Ca urmare a constatărilor preliminare făcute în urma acestui audit, s-au constatat o serie de nereguli. Reacția actualului director, Marius Bodea, a fost de a-și depune demisia sub motivația neacordării de către Consiliul Județean Iași a unor avize necesare bunei funcționări a aeroportului. Sunt voci care spun că la aeroport s-ar desfășura o misiune de audit și care avea parte de presiuni din partea auditului, că poate n-ar fi trebuit făcută misiunea de audit, că ar avea legătură sau conotații politice. Vreau să vă asigur pe dumneavoastră că misiunea care se desfășoară la audit în această perioadă este o misiune care este prinsă în planul de audit pe 2016, este aprobată de ordonatorul din credite, respectiv președintele Consiliului Județean. Neregulile vizate de serviciul de audit al Consiliului Județean Iași constau în acordarea directă a unor contracte pentru materiale și servicii de publicitate pentru care nu există înregistrări în gestiune sau dovezi că au fost efectuate. O altă neregulă vizează o serie de majorări salariale necuvenite fără a fi menționate în contractul colectiv de muncă sau anunțate Consiliului Județean Iași. Prejudiciul total cauzat este de aproximativ 500.000 de lei. Auditul încă nu s-a terminat. Plecând de la aceste constatări, Maricel Popa a anunțat formularea a 4 plângeri penale către parchet. Față de aceste aserțiuni susținute public de conducerea județului, reprezentanții aeroportului Ieșean au emis un comunicat de presă. Ca urmare a declarațiilor făcute de către președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, aeroportul Iași este victima unei ingerințe politice fără precedent, prin folosirea cu rea credință și în mod abuziv a resurselor publice aflate în posesiunea Consiliului Județean. Demersurile noului președinte al Consiliului Județean Iași sunt exclusiv revanșarde și constau în blocarea planurilor de dezvoltare a aeroportului Iași, dar și în eforturile disperate de a știrbi imaginea publică pozitivă în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul regiei. Ca entitate audiată de Consiliul Județean Iași, aeroportul Iași ar fi trebuit, conform legii, să fie primul care să primească draftul raportului de audit pentru a face observațiile, contestațiile de rigoare. Toate precizările făcute în conferința de presă de către noul președinte al Consiliului Județean Iași reprezintă concluzii eronate, susținute în realitate de documente, sunt proprii interpretări ale legislației de către funcționari publici ce nu au avut minima pregătire să audieze un domeniu atât de vast precum cel aeroportuar. Faptul că se prezintă aceste așa zise concluzii în lipsa observațiilor oficiale ale regiei aeroportuare arată că atât echipa de audit cât și președintele Consiliului Județean Iași nu au urmărit decât prejudicierea imaginii aeroportului Iași.